un prilej de mișcare, cu vârsta de 35. Sperăm să fie mai ușor, dar au venit echipe bune și chiar ne întrebuțăm și e bună pentru mișcare, dar asta e important, că ne mai revedem și cu foștii fotbaliști, cu echipe din țară și vedem nivelul la care suntem și noi câteșteni. Ar fi bine să existe mai multe turnee de acest gen, atât pentru tineri, ca să vadă, să cunoască mult mai bine și generația veche? Da, orice mișcare și orice turneu, la ce condiții este acum, când copiii nu prea se mai mișcă, nu mai există spatele blocului, ar fi binevenit, dar toată lumea e cu timp, cu programul, e programul încărcat, dar sperăm pe viitor să fie cât mai multe. Venind cu o experiență destul de mare în spate, ce sfat ai pentru viitorii fotbaliști? Să fie serios, să se joace de plăcere, să se gândească că e ușor să ajungi, să faci totul de plăcere și când faci de plăcere, ușor, ușor vei ajunge unde îți propui. Despre acest turneu, cum vi se pare și cum a fost? Deci, turneul a fost bine organizat, echipe foarte bune, mulți foști fotbaliști și vom veni și la următoarele turnee care se vor organiza aici. Iată, este un prilej să vă revedeți cu foștii prieteni, foștii coechipieri. Da, este un prilej foarte bun și chiar mă bucur că se văd pe mulți dintre care am jucat cu ei și contra lor. Având în vedere că aveți o experiență foarte mare în spate, ce sfat aveți pentru tinerii care vor ajunge fotbaliști? Pentru tinerii care vor să ajungă fotbaliști, să muncească mai mult, să lase fițele și să joace mai mult de plăcere decât pe bani. Acum avem o problemă, că tot mai mulți tineri aleg să nu mai facă sport. De ce credeți că există totuși situația asta? Nici nu avem unde să facem sport. Sunt foarte puține baze și acelea contracost. Din cauza asta trebuie să facă ceva. Am mai multe trenuri făcute în orașele mici, la sate, și aduci cumva copiii să facă antrenament, să facă și alte sporturi, numai fotbal. Că sportul este foarte bun pentru cei mici. Și să lăsăm telefoanele, calculatoarele, care efectiv le ocupă tot timpul. Credeți că ar trebui să existe mai multe turnee de acest gen, tocmai în ideea ca tinerii fotbaliști să vadă cum au fost fostele glorii, practic să vorbească cu dumneavoastră și eventual să ia și câteva sfaturi? Da, se pot și televiza unele, dacă se vadă mai multă lume. Nu vezi ce să zic, trebuie făcut ceva în privința acestor copii care nu vin la sport în general. Domnule Dragoș Muscalu, de a face acest turneu, e la sistema a treia ediție deja. E o plăcere să joci alături de foști prieteni, foști adversari și e un prilej bun de a ne mai mișca și noi. Crezi că ar fi ok dacă ar exista mai multe genuri de aceste turnee, în sensul că viitorii fotbaliști vin și vă cunosc și ei, adică e altceva când vin fostele glorii și îi învață și le explică anumite lucruri? Din păcate, generațiile care vin în urmă nu prea sunt așa, să zic, activați după fotbal și este o idee bună, într-adevăr, dar noi când eram, de exemplu, la vârsta lor, când stăteam acum aici, era drag să venim să vedem mari fotbaliști și chiar aveam ce învăța de la ei. Acum lumea internetului și-a pus, din păcate, amprenta pe cei mici. Care crezi că este asta? Despre asta aveam și să vorbim. Practic, tinerii nu mai aleg să se încline către sport, fie că vorbim de fotbal, fie că vorbim de orice altceva. În primul rând, nu mai au unde. Baze sportive nu prea mai sunt, terenul de fotbal s-au desfințat, s-au făcut clădiri, au făcut birouri și, din păcate, ei poate ar vrea să lase, dar chiar nu au decât într-un cadru organizat la vreun club de fotbal sau la o școală privată. Foarte frumos, reușit. Ne bucurăm că am avut ocazia să participăm la acest turneu și cu siguranță vom mai veni. Cred că este și o bucurie în plus, având în vedere că vă vedeți și cu foștii colegi. Da, într-adevăr, am foarte mulți foști colegi, ținând cont că am jucat și în Liga 1 și Liga 2 mulți ani, ei la fel, cu majoritatea am fost și adversari, în același timp și prieteni, pot să zic așa, dar chiar e o bucurie, să te revezi și ne mai aducem aminte de vremurile trecute și frumoase. Ar fi necesar să existe mai multe turnee de acest fel, în sensul în care viitorii fotbaliști să vină și să vorbească cu dumneavoastră, să vă ceară sfaturi, având în vedere că experiența este mult mai mare și deja vorbim de două generații total diferite. Într-adevăr, ar fi o idee extraordinară, ținând cont că majoritatea dintre ei sunt și antrenori la multe niveluri, începând de la Liga 1 până la copii și junior, și într-adevăr ar fi o ocazie în care să ne împărtășim experiențele, poveștile și chiar să ne ajutăm unii pe alții. Ar fi o idee extraordinară. De ce credeți că se îndepărtează copiii de sport? Având în vedere că acum nici nu mai există foarte mult
aceste baze unde se pot duce și face mișcare. Din păcate, chiar aseară discutam că noi vârsta peste 40 de ani stăm și ne chinim și dăm telefoane să venim la fotbal și suntem plecați de acasă, de chiar de departe, să zic așa. Și în schimb copiii în ziua de astăzi foarte greu i-a duci la fotbal. Din păcate, asta e situația la noi în România. Societatea așa e făcută încât, din păcate, copiii mai mult preferă să stea pe tablete, pe televizoare, pe telefoane, decât să facă mișcare. Noi încercăm prin astfel de turnee să-i aducem aproape, să venim cu copiii, să îi încurajăm și să le dăm o motivație în plus să facă mișcare. Din punctul meu de vedere, au venit echipe foarte bune. Noi de la Târgoviște ne-am strâns foarte rapid, nu am avut timp, dar am făcut o figură frumoasă. Mi-au plăcut foarte mult cei de la Ierimia, de la Pitești și băieții de la Pitești. Aici, la noi s-a văzut pe fundul de oboseală, am picat fizic, n-am mai făcut, pur și simplu. Vă spun în schimb că n-am văzut de mult și am circulat țara asta, n-am văzut un teren așa bun, o bază așa frumoasă, cu vestiare, cu toalete, suprafața extraordinară, nu sare mingea, e totul perfect. Din punctul meu de vedere, e extraordinară toată competiția, foarte frumos, felicităm pe băieții de la Târgu Mureș care ne-au bătut astăzi, au fost mai buni, au fost mai proaspăt, să zicem așa. Este și un prilej pentru a vă revedea cu foștii colegi. Da, foști colegi, divizia B, divizia A la sală, noi toți, chiar dacă suntem un pic mai bătrânei, 40-41 de ani, încercăm să ne mișcăm, să ne mai bucurăm un pic de acest fenomen, pentru că în ultimul timp a cam dispărut. Ar fi benefic să existe mai multe turnee de acest gen, în sensul că să vină tinerii fotbaliști să vorbească cu voi. Există, deja vorbim de două generații total diferite și, practic, sfaturile de la voi clar le aprinde bine. Eu cred că lipsește foarte mult saltul, chiar vorbeam mai devreme cu colegii mei, lipsește saltul de la juniorat, să zicem așa, de la 10-12 ani, când copiii sunt aduși de către părinți la teren, și saltul la mai sus, să ajungă să joace, să avem echipe care să poată să bage în lotul lor jucători de 14-15 ani. În afară de Gică Hagi la Viitorul Constanța, nu face nimeni mai nimic în direcția asta și acolo cred că stăm mai rău. Trebuie să ținem cont de faptul că pe vremea noastră noi n-aveam jocuri, n-aveam absolut nimic decât fotbal. Noi toată ziua asta făceam. Vacanța de vară era ori centrări, ori mini-fotbal, orice. Era doar atâta știam. În schimb, ziua de astăzi, copiii sunt împinși de către părinți, avem probleme de greutate cu copiii pentru că nu se mișcă. Generația, e lumea în care trăim. Aici am vrut să ajung. Tinerii tind tot mai puțin către sport, fie că vorbim de fotbal, fie că vorbim de handbal sau orice altceva. Credeți că există o problemă și pentru că nu sunt foarte multe baze unde ei să se pot duce? Este și acest lucru, dar vă spun, ceea ce cred eu că lipsește în țara asta este cultura aceasta de echipă. Gândiți-vă că eu, din fotbalist, am ajuns director general la o companie, Azocrom Stilesa, și conduc vreo 460 de oameni. Toate acestea le-am făcut și datorită faptului că în momentul în care joci în echipe, înțelegi cum să te înțelegi cu toată lumea. Trebuie să fii mai nervos, mai mai calm, trebuie să știi să comunici cu toată lumea. Și astfel te va ajuta și în viață. Îți dă o disciplină, pentru că nu trebuie să faci aia, trebuie să faci aia altă, trebuie să te duci acolo, trebuie să-ți faci patul, Și începi și în viață, când vei crește, ajungi mult mai bine. Mult mai bine și mult mai sus, pentru că disciplina din sport este cea mai importantă. Acolo cred că trebuie să facă, să investească foarte mult în echipă, în jocul de echipă. Am scăzut foarte mult handbal masculin, am scăzut foarte mult și la handbal feminin, indiferent că mai suntem acolo, box nu mai vorbim, nu mai avem mai nimic. Toată lumea se îndepărtează de acest fenomen, care e cel mai frumos lucru. Să faci mișcare, să stai împreună cu prietenii, nu cred că este mai frumos.